Domnule, cum e viața de tătic? Cum să fie, la început a fost bine, sentimentul e de descris, dar la început a fost un pic greu, ales primele două luni, tot te trezești noaptea, strică puțin somnul, ești obosit, ești puțin irascibil, te enervează de obicei. Da, te cred așa că se vede pe tine, parcă ești mai irascibil acum un pic. Acum, sincer, am mai revenit la cuvenirea asta la Sibiu, am mai luat bine o gură de aer, dar am stat și puțin singur. Acum a venit iar familia tot de bine să o susțină. Și nu, crește micuța și foarte începe bine să fie, sper, din ce să vă trăiască. Dar ce am să te mai întreb? Ai învățat să schimbi scutece? Bă, vrând nevrând înveți. Asta e partea mai complicată, cred. Chiar aproape deloc. Dacă vrei, poți să vii acum să-ți demonstrezi. Mai aștept un pic, da? În caz de orice. Nu, dacă ai de gând un viitor apropiat, măcar să știi. Nu, cu siguranță acum, nu? Că da? Am alte planuri de viitor, dar nu se știe niciodată. Ai timp așa pentru tine doar? Da, acum am mult timp pentru mine, sincer. Te gândești să... Da, am timp să stau doar eu cu mine. Foarte bine. Am timp să meditez, să fac ce vreau. Și eu că la vârsta ta încă... Da, am uitat tu ce bătrân ești pe lângă mine, da, e ca o diferență mare. Chiar un familist așa, ca și acum. Da, normal, se schimbă lucrurile de la o vârstă și cu toții trecem prin asta până la urmă. Și se pare că Sibiu ne-a adus înapoi. Da, se pare că ne întâlnim din nou în Sibiu după ce... Eu acum, înapoi la Sibiu, anul ăsta poți să pleci tu. Da, am făcut cu schimbul, poate cine știe, o să ne reîntâlnim. Da, să prindem iar măcar doi consecutivi și după aia... Deci, Doamne ajută, să nu bătrânim aici la Sibiu, dacă vine și Horațiu cu un contract bun, semnăm pe viață. Chiar a fost... Doamne, chiar a fost cei mai frumoși ani. Da, mai ales dacă ți-ai ce aminte și uite cum ești tu la Timișoara, când am jucat cupa la Sfântul Gheorghe cu Timișoara. Da, a fost cel mai lung meci pe care l-am jucat vreodată, când au fost 3 reprize de prelungiri, da, și din păcate atunci Timișoara a câștigat. Și noi am pornit ca favoriți, pot să zic, atunci, da? Nu, chiar a fost un moment foarte fain și anul ăla a fost. Da, cu toate că am pierdut, dar chiar am fost o echipă faină a fost. Și după aia am mai rămas și la All-Star Game. Da, au fost amintiri plăcute. Dar oricum meciul ăla rămâne memorabil. Că... Și pe lângă la câte amintiri și amintiri mai avem de aici de la Sibiu. Da, cele mai multe amintiri cu cineva cred că le-am cu tine de la Sibiu. Având în vedere că stăteam și în același apartament și da, eram mai tot timpul împreună. Orice făceam. Eram mai tineri și noi pot să zic asta. Da, fără copil, fără... Da, fără copil, eu fără nimic. Eram de capul nostru. Și mai este ceva, oricum amintiri de la hotelul la care stăteam primul nostru an. Da, acum s-au mai schimbat lucrurile. Am mai maturizat și noi și da, s-au schimbat între timp multe lucruri, dar oricum, se fac și acum amintiri noi cu siguranță. Era ca și vara asta, ce-a trecut cu lotul, tot așa. Da, adevărat, toată vara ne-am petrecut-o din nou împreună. A fost mișto și la lot, dar am adunat niște victorii importante, da. Ne-am calificat să jucăm O să jucăm cu campioana mondială. Chiar o să fiu curios cu ce jucători o să abordeze fereastra din februarie, spanioli. Păi, da, bine că e măcar și acasă primul meci, poate da, nu vin nici ei foarte, foarte montați. Și apoi măcar... o să mergem în Israel. La oricum, avem multe șanse să mergem cu o victorie sau două, Doamne ajută, să mergem la... ne calificăm direct la Eurobasket. Să nu ne facem planuri înainte ca și naționala de fotbal și să te mă pasi. Acum și... se mai întâmplă, no? Da, să nu fie da, cazul de așa sunt ceva. Sunt sportiv și da, da, se întâmplă la fiecare nivel. Ce da, mai prins câte o zi rea, câte o zi mai bună, nu știu niciodată cum ce-ți rezervă următorul meci, cu siguranță. Da, mâncarea de astăzi de la Dabo mi-a plăcut. Da, mai ales fost și un antrenament cât de cât. Și înainte de meci, da, înainte de derbiul dintre noi doi. A intrat, a fost chiar delicios. Mai ales că am mâncat și un double dunk.
Eu care sunt prieten cu tancurile. Păi, ceva ce te reprezintă așa pe tine. Da, păi asta mă reprezintă, când zici Mirel cu siguranță. Și eu de-am luat ceva mix, că eu am... Tu le mai mixezi cu un cut, cu un shoot, cu o apărare. Da, și cu muzica de când în când. Da, îți place să și mixez. Așteptau băieții aici la Sibiu ca pâinea caldă cu boxa. Am venit, atmosfera de deja a început să fie mai bine, victoriile să se lege. Deja gata, asta era plusul de care aveau nevoie. Păi și adevărul că și staff-ul. Cineva care să vină cu un pic de voie bună și... O găsi și persoana potrivită, păi dacă mă întrebau din prima pozitiv. știam, dacă mă întrebau din prima știam la cine să apelez cu siguranță. Și nu, chiar mă bucur, chiar aveam nevoie de revenirea asta și... Păi era cazul, adică nu te credeam că o să stai chiar în... Nu, cred că deocamdată poți să mergi să joci în Liga a doua. Cu siguranță mai ai un cuvânt dispus în prima ligă. Și chiar dacă mai am sau nu de demonstrat... Numai să-ți demonstrezi ție. Da, și chiar mă bucur că pot să ne ajut și pe Dan, că m-a sunat și... Chiar am venit cu sufletul deschis și se așa. Foarte bine, mă bucur, da, că aici suporterii bănuiesc că te-au primit cu mare căldură, cum ne-au primit pe noi de fiecare dată. Indiferent. Da, și pe mine când am plecat de la echipă, m-au fost nou. Bucuroși pentru mine că începe un nou capitol și să ne revedem cu bine și... Exact, așa am pățit-o la Pintești și m-au așteptat chiar. Da. Aici. Știu. Abia aștept primul meci cu CSU Sibiu. Din care o să fie la Sibiu. Da, spun pariu că nu, ai rămas drag pentru ei și... Da, cu siguranță o să intru cu ceva emoții, să zic așa, când intru în sala Transilvania cu atâtea amintiri în spate, dar nu. Da, să-ți faci curaj înainte să treci. Da, o să am nevoie. Dar cu siguranță o să fie ok, pentru că nu. Cam așa stă viața de lucrurile cu viața de sportiv. Cu siguranță. Radu, mă bucur mult că ne-am întâlnit din postura de tată și eu cam aceeași postură, poate un pic mai matur. Foarte bine, mă bucur. Și abia aștept să stăm iar cât de mult putem împreună când o să fie asta. Păi, prietenia oricum nu se uită niciodată, chiar dacă jucăm la echipe diferite. Cu siguranță și vorbim la telefon tot timpul, deci nimica nu se poate schimba între timp. Putem să și plângem sau? Uite, așa se face freza mâine când o să-ți dau una de 3 din față. Dacă mănânci de abonă, nu poți să te apri. Radu, figurina asta, după cum vezi, nu prea are nicio valoare. Aici sunt eu și mâine te poți confrunta cu mine în adevăratul sens al cuvântului. Ne vedem pe tine. Abia aștept să ne vedem pe tine.